Ministerele vor fi ceva mai reci în iarna aceasta și nu ne referim la relația cu publicul. Ca să ofere un bun exemplu românilor, diferite instituții au pus pe hârtie cum anume vor face economie și au trimis măsurile guvernului. De la scosul din priză al diferitelor aparate, inclusiv cafetiere sau radiatoare, până la oprirea în anumite intervale de timp a iluminatului extern, toate ar trebui să diminueze consumul cu până la 20%. Criza energetică determină România să reducă voluntar consumul de energie, astfel că, pentru a convinge oamenii să facă economie, statul a decis să fie chiar el exemplu. Așa că ministerele au fost nevoite să întocmească un plan de măsuri prin care să consume mai puțin, plan pe care l-au prezentat premierului, astfel că unele ministere au și aplicat deja soluțiile identificate, de exemplu, Ministerul Muncii. O achiziționare de imprimante și calculatoare de generație mai nouă, care sunt și mai puțin consumatoare de energie. Am montat din iarna trecută, chiar în cadrul Ministerului, am schimbat o parte din prize cu prize inteligente, becuri și corpuri de iluminat tip LED cu senzor de mișcare. Și la Ministerul Fondurilor Europene s-au luat măsuri drastice, mai ales că are un consum de peste 100.000 de kW pe lună. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a decis să reducă temperatura în interiorul clădirii de la 26 de grade Celsius la 23 de grade Celsius în timpul programului de lucru, iar pe timp de noapte la 20 de grade Celsius. De asemenea, și temperatura apei calde va fi redusă de la 60 de grade la 45 de grade Celsius. Redus va fi și timpul de aerisire a birourilor de la 15 minute la 5 minute, iar în interior, din 3 lifturi, vor fi folosite doar două pentru a fi redus consumul de energie. Nu vor mai fi ținute în priză nici aparatele în momentul în care nu sunt folosite, iar altele vor fi scoase de tot din funcțiune, cum ar fi radiatoarele, aerotermele sau cafetierele. Și iluminatul extern va fi oprit pe timp de noapte. Nu numai ministerele iau astfel de măsuri, ci și alte instituții publice, de exemplu Primăria Generală a Capitalei. Ne-am uitat la iluminat pe parcursul nopții după orele de program. În acest moment avem oprită centrala care furniza apă caldă pentru angajați și de asemenea am transmis instrucțiunile astea de bun simț, oprirea calculatorului după ora de program, tot ce înseamnă economie de energie electrică. Toate aceste măsuri ar trebui să reducă consumul de energie cu 10, chiar 20%.